din Shanghai. Carm, dar este foarte frumos, este infernal de cald, cred că 40 de grade, umiditate de nedescris, cele mai subțiri haine de pe noi, dar frumusețea obiectivelor ne face să suportăm această căldură. Chinezii umblă cu niște ventilatoare așa de mână, evantaie la ordinea zilei, un evantaie de la 10 euro în sus. Fac bani din orice. Mâncarea este extraordinar de delicioasă. Am mâncat doar la hotel. Ieri câțiva turiști din grupul nostru au mâncat lăcuste prăjite. Astăzi am zis că încercăm și noi. Vedem dacă putem să le înghițim sau nu.